În momentul în care definiți împreună ce este util și pentru voi și pentru firmă ca ei să se dezvolte profesional și personal, asta îi va ajuta pe ei să fie mai buni, să performeze mai mult. Dar asigură-te că implementează la tine în firmă și că nu s-au dus la cursuri degeaba. Să vadă că tu măsori rezultatele lor și măsori rezultatele sau măsoară ei și ți arată și ție rezultatele pe care le au în momentul în care implementează în firmă ceea ce au învățat. Măsurând, văzând rezultate, vedeți și de unde puteți să-i creșteți acelui om salariul sau să-l mutați pe o poziție profesională mai bună. Un om care vede că se investește în dezvoltarea lui profesională în direcția în care îi place, primește recompense de la faptul că implementează în firmă și are rezultate în firmă și firma are rezultate, nu cred că va fi nebun să plece în altă parte. Vor pleca doar oamenii care nu văd rezultate împreună cu voi și nici voi cu ei. Dar dacă vedeți rezultate și ei vă rezultate, vor vrea dezvoltare personală și vor rămâne la voi în firmă.